primul meu salariu a fost de 700 de lei. Și mi s-a părut că am o grămadă de bani și nu, știu ce, nu știam ce să fac cu ei în perioada aceea. Cosmin, care a fost primul tău salariu? mi amintesc că prima dată când m-au angajat, am avut 1500 de lei. Și chiar dacă nu era o sumă foarte mare, era ceva care făcea diferența față de nivelul de student. Sunt niște bani care îți dau o anumită libertate financiară și poți să-ți faci mai multe planuri, în același timp te și responsabilizează pentru că ai cumva presiunea banilor pe care i-ai muncit și îi reconsidere altfel decât în momentul în care ești student sau îi obții din alte surse. Ai făcut investiții din primii tăi bani, din primul tău salariu, de fapt? Nu am făcut investiții pentru că nu eram în, familiarizat cu această zonă în acea perioadă. Era și o sumă destul de mică care nu îți permitea foarte multe cheltuieli sau investiții. În schimb, ulterior am început să, să investesc, dar nu chiar de la primul job. Vom face astăzi o simulare a ceea ce înseamnă un venit optim pentru București, pentru o familie de două persoane. Știm că venitul mediul, mediu pe București este de 4500 de lei, și vom vrea până la finalul acestui video să facem un calcul și să tragem o concluzie care ar fi un salariu optim pentru o familie de două persoane, pentru a-și permite atât cheltuielile, cât și vacanțele sau investițiile pe care și le dorește. Începem cu costul unei locuințe. Avem un apartament de trei camere într-o zonă bună din București, un cost de 125.000 de euro. Avem un DAE de 4%, am calculat noi, atenție că acest DAE este calculat pentru un IRCC în jur de 2%, cât este în momentul în care filmăm noi. Probabil că în lunile următoare va crește, în consecință și rata se va majora și avem un credit pe 30 de ani care are o rată lunară de 2466 de ron pe care îi vom considera la cheltuielile lunare ale acestei familii. Apartamentul acesta este într-o zonă semi din București, nu este chiar în centru. Nu este un apartament într-un bloc nou. Acolo avem cu totul și cu totul alte costuri pentru apartamentele de 3 camere, probabil undeva pe la 200.000 de euro. Dar am considerat acest apartament pentru că familia, din exemplu pe care îl avem noi aici, dorește să locuiască semi-central sau poate chiar central, să aibă în zonă spitale, să aibă în zonă o școală bună și de asemenea transport. Mai departe, familia noastră bucureșteană dorește și un automobil, am luat ca exemplu un Volkswagen Passat, că este cel mai întâlnit uh, automobil după Logan din București. Pentru această mașină am considerat un leasing de 2500 de lei și costuri cu, uh, cu asigurările de 475 de lei, iar în total am ajuns la aproape 2975 de lei și aproape 3000 de lei. Mergem mai departe și facem un sumar al acestor cheltuieli pe care familia noastră le are lunar. Începem cu cele de alimentație, cheltuieli de supermarket 2500 de lei, în medie cele pentru restaurant 1500 de lei pe lună, servicii unde intră întreținerea locuinței, curățenie și așa mai departe 1000 de lei, cele aferente facturilor de. Utilități și a întreținerii 1000 de lei pe lună, cheltuielile medicale 200 de lei, taxii 300, alte taxe 200 de lei și concedii 1000 de lei pe lună în medie, ceea ce ne-ar conduce la o sumă de 12.000 de lei, aproximativ 2.000 și ceva de euro pe an pentru vacanțe. Și totalul ar fi strict pentru cheltuieli 7.700 de lei pe lună net. Mie mi se pare destul de puțin aici la concedii. Nu știu în ce concediu poți să te duci cu 12.000 de lei pe an. În două concedii cu siguranță nu, într-un concediu la Mamaia nu, poate că în două concedii undeva în Bulgaria, probabil. Deci familia noastră este foarte muncitoare și probabil că pleacă într-un singur concediu pe an. Și într-un concediu probabil early booking, luat cu mult timp înainte și în cadrul unor promoții. Familia noastră dorește de asemenea să se pensioneze cu un milion de euro în cont, astfel încât să nu depindă de statul român pentru pensie. Ca să-și atingă acest obiectiv, este necesar să economisească aproximativ 2.200 de lei pe lună și să investească în indicele într-un ETF care simulează indicele S&P 500 care le aduce o, un randament anual de 10%, iar uh, utilizându-se de dobânda compusă timp, timp de 30 de ani, obțin un milion de euro pe care apoi îl pot utiliza pentru a-și menține standardul de viață. Uh, am, făcut mai, am făcut un film recent în care am detaliat mai multe modalități prin care putem ajunge la această sumă. Facem un sumar al acestor. Uh... Cheltuieli și investiții ale familiei. Venitul total la care ar trebui să ajungă pentru a-și permite toate acestea ar fi un jur de 15.000 de lei pe lună, în care includem minimul plata locuinței 2.500 de lei, mașina aproape 3.000 de lei, cheltuielile detaliate mai devreme 7.700 de lei și aceste investiții. Pe care nu foarte mulți le fac, din păcate, în România, în jur de 2200 de lei, aproape 500 de euro. Chiar dacă pare o sumă destul de mare, comparativ cu venitul mediu de 4500 de lei din București, acesta ar conduce la 9000 de lei pe, pentru o familie de două persoane. Calculul nostru este un pic mai mare decât acesta, dar, după cum știm, sunt aici și niște cheltuieli destul de flexibile în zona de investiții, în zona de concedii sau în zona de ieșit la restaurant. Acestea sunt cheltuieli pe care unele familii sau investiții pe care unele familii nu le fac. Și am vrea să vedem și părerea celor care ne urmăresc, cum văd ei acest venit pentru zona de București, dacă este sau nu palpabil. Da, ție cum ți se pare această sumă? Este ceva pe care îl poți folosi? E o, o sumă rezonabilă sau crezi că ar avea nevoie de mai mulți bani în București? În opinia mea, investițiile ar trebui să fie mai mari și cred că pentru București este o sumă decentă. Nu mi se pare greu de obținut, pentru că. Știm că un corporatist probabil că ajunge la un salariu de 8.000 de lei, 7-8.000 de lei pe acolo. Deci suma aceasta este ușor de obținut în București pentru o familie care are în jur de 10 ani de experiență în câmpul muncii, adică să aibă undeva pe la 30, 35 de ani, 35-40 de ani. Acum depinde și când ne pensionăm, dacă dacă ajungi la 40 de ani să ai veniturile acestea și ai un orizont de timp de 30 de ani de acumulare pentru investiții, este ok. Dar părerea mea este că pentru un bucureștean este un minim, este o sumă de la care trebuie să pleci pentru a trăi decent în acest oraș. Fără banii aceștia, probabil că te muți într-o zonă periferică copiii nu au acces la o educație corectă, mai scazi de la mașină, mergi cu o mașină mai veche, mai poluantă, iarăși strigi mediul, nu ai timp, nu ai bani pentru concedii, nu poți, dacă nu ai bani pentru concedii nu te poți relaxa, deci nu poți fi foarte productiv, iar după cum știm majoritatea românilor nu investesc, Ceea ce face să depindă de pensia de la stat. Ce, cum ți se pare suma asta? Se pare foarte mare? Dacă privești strict din perspectiva sumei, la prima vedere pare mare. În schimb, dacă vezi toate aceste cheltuieli detaliate și vrei să treci prin toate aceste etape, de la un credit pentru un trei camere, o mașină nouă pe care o cumperi pe credit sau pe leasing, aceste cheltuieli care sunt destul de complexe și au multe componente și în plus zona de investiții, atunci, într-adevăr, suma aceasta reprezintă un minim de la care trebuie să pleci pentru o viață decentă în București. Mulțumim celor care ne urmăresc. Dacă vreți să susțineți canalul, așteptăm un like, un share și un subscribe. Ne revedem în episoadele următoare pe curând.